Mihaela Buzărnescu a câștigat primul ei meci de la Winners Open. S-a impus în minim de seturi cu Victoria Tomova, scor 6-2, 6-3. Miki a avut nevoie de o oră și 30 de minute pentru a accede în turul al doilea. N-a fost ușor. E o adversară ce a avut rezultate bune anul acesta. Eu vin după accidentare și abia de curând am început să capăt încredere și să am mai multe meciuri câștigate. Buzărnescu se va duela cu iberica Lara Arruabarrena, locul 198 mondial, însă nu înainte de a gusta varza a la Cluj. Acum câțiva ani de zile am încercat, îmi place foarte mult. Adică mie, eu sunt gurmandă, îmi place mâncarea, sunt pofticioasă, mă abțin mereu să nu mănânc ca să mă mențin. Mihaela Buzărnescu ia în calcul să se mute la Cluj-Napoca, oraș în care revenit pentru a doua oară în acest an. Ana și-a găsit iubirea în Cluj. Eu nu știu, momentan n-am găsit iubirea în Cluj, deci n-am niciun plan de a mă muta aici momentan, dar nu îmi displace ideea, fiindcă eu v-am spus, e un oraș frumos și lumea e foarte deschisă, open, caldă.